cu lecții de rezolvare a problemelor, lecția numărul 2, la tema instrumente optice. Prima problemă se referă la un aparat fotografic, la fotografierea unui obiect aflat la distanță de 5 km, mărirea transversală a aparatului fotografic este de 20 la puterea minus 4. Cu cât este egală distanța focală și convergența obiectivului acestui aparat. În datele probleme vom nota distanța obiect lentilă egală cu 5 km. 5 mm. Mărirea lentilei beta este egală cu 2 de mulțit cu 10 la puterea minus 4. Când se cere să determinăm distanța focală și convergența lentilei. Reamintesc că în cazul aparatului fotografic este vorba despre un sistem convergent, o lentilă convergentă. Obiectul de obicei este plasat la câteva distanțe focale de lentilă. Astfel, imaginea se obține între focar și dublu focar de cealaltă parte a lentilei, micșorată, răsturnată, reală. Cunoscând mărirea lentilei și distanța obiect lentilă, putem afla distanța imaginii lentilă. Beta este egal cu raportul dintre P și D, din care determinăm F, înmulțind beta, care este 20 la puterea minus 4, cu D, 5 mii de metri, vom obține rezultatul F egal cu 1 metru, deci în cazul dat este vorba despre un aparat de fotografiat care are un sistem optic de lentile destul de impunător pentru a putea face fotografii la distanțe foarte mari, cum ar fi această distanță de 5 km. Distanța focală vom determina aplicând formula lentilei. Pentru lentilă convergentă și imagine reală, substituim valorile numerice, vom obține 1 împărțit la 5.000 de metri plus 1 împărțit la 1 metru. Numitorul comun este 5.000. Și la numărător obținem 5.000. Astfel, distanța focală va fi egală cu raportul dintre 5.000 și 5.000. În rezultat obținem distanța focală egală cu 0,3 și 9,998 metri. Sau 99,98 cm. Așa cum am menționat și la lecțiile precedente, valoarea distanței focale și distanța imaginii lentilă sunt aproximativ egale. Convergența lentilei este 1 cu F, respectiv substituind valorile numerice, vom obține rezultatul de 5.001 împărțim la 5.000 un rezultat de 1,0002 dioptrii. Următoarea problemă este vorba despre un automobil ce se deplasează cu viteză de 54 de km pe oră. El este fotografiat de la distanță de 20 metri din direcție perpendiculară pe viteză, care trebuie să fie timpul de expunere a filmului fotografic la lumină. Pentru ca neclaritatea conturului sau defocalizarea imaginii să nu fie mai mare decât 0,3 și 0,4 mm. Distanța focală a obiectivului este de 20 mm. În partea dreaptă a ecranului aveți două imagini în care este arătat că, în dependență de timpul de expunere a filmului fotografic la lumină, se obțin diferite calități ale imaginii. Deci, în datele problemei, vom nota viteza cu care se deplasează automobilul sau este vorba despre viteza obiectului,
54 km pe oră, transformăm în metri pe secundă, împărțind la 36, distanța o declentilă, 20 de metri, distanța pe care trebuie să o parcurgă, sau distanța maximă pe care trebuie să o parcurgă imaginea în acest caz, este de 0,04 mm de focalizare, transformăm în metri, 10 la puterea minus 3, distanța focală, 20 mm, de asemenea transformăm în metri. Ni se cere să determinăm intervalul de timp de expunere a filmului fotografic la lumină. În acest interval de timp, cât filmul fotografic este expus la lumină, automobilul sau obiectul parcurge o anumită distanță care poate fi calculată înmulțind viteza cu intervalul de timp. Această distanță, la rândul ei, și este înălțimea obiectului din punct de vedere a construcției imaginilor în întâi. Distanța parcursă de imagine, care este egală cu H, înălțimea imaginii, de asemenea poate fi exprimată prin produsul dintre viteză și interval de timp. Intervalul de timp, evident, fiind același. În problemă cunoaștem distanța focală a lentilei și distanța obiect lentilă, deci putem determina distanța imaginii lentilă, este vorba despre focal real și imagine reală. Numitorul comun este produsul TD. La numărător D minus T. Astfel, distanța imaginii lentilă poate fi calculată aplicând următoarea expresie. Substituim valorile numerice. Obținem 4 viitor, diferența 20 metri minus 20 mm. În rezultat obținem 20 între 0,2, 10 la puterea minus 3 metri, ceea ce este aproximativ egal cu 20, 10 la puterea minus 3 metri. Deci, determinând distanța imagine lentilă, putem determina mărirea lentilei. Substituim valorile numerice, deci 20 înmulțit cu 10 la puterea minus 3 metri, împărțim la 20 metri. Deci obținem un rezultat de 10 la puterea minus 3, sau 1 supra-lumie, deci imaginea este de 1000 de ori mai mică decât obiectul și se află mai aproape de lentilă, de asemenea, la o distanță de 1000 de ori mai mică decât distanța la care se află obiectul de lentilă. De asemenea, mărirea lentilei poate fi exprimată prin raportul dintre înălțimea imaginii către înălțimea obiectului, care sunt egale în cazul dat cu distanța parcursă de imagine către distanța parcursă de obiect. Astfel, distanța parcursă de obiect va fi egală cu distanța parcursă de imagine din părțit la delta. Deci, distanța parcursă de obiect va fi egală cu distanța parcursă de imagine 0,04, 10 la puterea minus 3 metri, împărțim la delta, care este 10 la puterea minus 3. Deci, obținem 0,04. Unitatea de măsurământ. La începutul rezolvării problemei am scris expresia că distanța parcursă de obiect este viteza obiectului înmulțit la timpul de expunere. Deci intervalul de timp va fi egal cu raportul dintre distanță și viteză. Substituim valorile numerice.
distanța 0,3 și 0,4 metri, viteza 15 metri pe secundă sau 54 km pe oră. Obținem un rezultat aproximativ egal cu 0,3 și 0,027 secunde. Sau altfel scris, 2,37 milisecunde. În următoarea problemă este vorba despre instrumentul optic, microscopul. Un obiect mic este așezat pe măsuța microscopului la distanță de 41 mm de la centrul optic al obiectivului. Distanțele focale ale obiectivului și ocularului sunt respectiv de 40 mm și 8 cm. Distanța dintre obiectiv și ocular este de 24 cm. Să se afle la ce distanță de la ocular se formează imaginea și de câte ori dimensiunile imaginii sunt mai mari decât dimensiunile obiectului. Reamintesc că microscopul este altitudine în două sisteme convergente, reprezentate convențional cu lentilele L1, lentila obiectiv și L2, lentila ocular. Că obiectul este așezat între spațiul P și 2P în raport cu lentila obiectiv, astfel încât el formează o imagine mărită, răsturnată, reală, imaginea 1B1. Lentila ocular este plasată astfel încât imaginea a 1B1 să se formeze între focarul lentilei și lentila ocular. Deci această imagine a 1B1 deja servește drept obiect pentru lentila oculară. Construind mersul razelor de lumină, găsim imaginea formată în microscop, care este mărită, răsturnată, virtuală, imaginea finală a 2B2. În desen, mai departe, am arătat distanța D1, distanța obiect, lentila obiectiv, distanța F1, distanța unde se formează imaginea față de lentila obiectiv, distanța D2 și T2, care caracterizează obiectul și imaginea în raport cu lentila ocular, cât și distanța dintre lentila obiectiv și lentila ocular. În datele problemei vom nota. Distanța obiect, lentila obiectiv, 4,31 mm. Vom transforma în centimetri. Distanța focală, P1, a obiectivului, 4 mm. Transformăm în centimetri. Distanța focală a ocularului, P2, 8 cm. Distanța dintre lentile, dintre lentila obiectiv și lentila ocular, 24 cm. Și se cere să determinăm unde se formează imaginea în raport cu ocularul, distanța P2, și mărirea microscopului, adică de câte ori înălțimea imaginii a 2P2 este mai mare decât înălțimea obiectului a 2. Vom diviza problema în două părți, vom studia pentru început mersul razelor de lumină prin lentila obiectiv. Astfel, pentru lentila obiectiv, aplicăm formula lentilei, 1PF, distanța focală P1, este egal cu 1PD1 plus 1PF1. Deci, prima imagine a 1B1 este o imagine reală. Determinăm distanța unde se formează imaginea a 1B1 în raport cu lentila obiectiv. Substituim valorile numerice și vom obține. Deci, P1 dimulțit cu D1, 0,41 cm, înmulțim cu 0,4 cm și împărțim la diferența D-P de 1-P1, 0,3 și 41 cm, minus 0,4 cm. Calculând, vom obține 16,4 cm.
Astfel, pe 1 este egal cu 16 întregi și 4 centimetri. Distanța dintre lentile cunoaștem că este 24 centimetri. Deci putem determina distanța de 2, distanța la care se formează imaginea. Din faptul că distanța dintre lentile este egală cu F1 plus D2, determinăm distanța D2 egală cu diferența dintre 24 și 16,4 cm. Obținem 7,6 cm. Imaginea 1x1 este în continuare obiect pentru lentila oculară. Imaginea obținută a 2x2 este o imagine virtuală. Lentila oculară este o lentilă convergentă, deci formula lentilei pentru ocular va fi 1 pi D2 minus 1 pi F2. Exprimăm distanța imaginii lentilă. Numitorul comun este produsul D2 F2. La numărător P2 minus D2. Deci, pentru distanța imaginii lentilă, obținem substituim valorile numerice. D2 este egal cu 7,6 cm. Înmulțim cu 8 cm distanța focală și diferența 8 cm minus 7,6 cm, care este egală cu 0,4 cm. Calculând, vom obține un rezultat de 152 cm. Este răspunsul obținut la prima întrebare, deci distanța unde se formează imaginea, în raport cu ocularul, este 152 cm. Mărimea care arată de câte ori este mai mare înălțimea imaginii A2B2 decât a obiectului AB, o vom nota prin beta. Mărirea lentilii obiectiv beta1 este egală cu A1B1 împărțit la AB, iar mărirea lentilei ocular beta2 este egal cu A2B2 împărțim la A1B2. Putem exprima lungimea segmentului A2B2, care va fi egal cu segmentul A1B1 dimulțit cu beta2, iar lungimea segmentului A1B1 este egal cu segmentul AB dimulțit cu beta 1. Substituim expresiile pentru A2B2 și A1B1 în expresie pentru beta. Deci beta va fi egal cu A2B2 este A1B1 dimulțit cu beta 2. Împărțim la AB. Iar în loc de A1B1 avem AB înmulțit cu beta 1, înmulțim cu beta 2, supra lui AB. AB se simplifică, deci beta va fi egal cu beta 1 înmulțit cu beta 2. Beta 1 poate fi înlocuit cu raportul dintre F1 și D1, beta 2 raportul F2 și D2. Aceste distanțe le cunoaștem, astfel putem calcula mărimea beta care arată de câte ori segmentul A2B2 este mai mare decât segmentul A1B1. Deci 152 de centimetri, înmulțim cu 16,4 cm, împărțim la 0,41 cm și 7,6 cm.
În final obținem un rezultat egal cu 800. Astăzi, la lecție de algebră, am rezolvat probleme la tema instrumente optice. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!